Tată Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutinde ne și toate ne bunești, mistierul bunătăților și rătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și ne împiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Sfinții de Vânii de binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu cu al Său, faci cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Bine ați venit în parohia noastră. Am auzit lucruri frumoase despre dumneavoastră. Le-am și publicat în pagina bisericii noastre și o să le citiți acolo, credincioșii au fost anunțați din timp. Vă dorim succes în tot ceea ce vreți să ne spuneți. Ceva de la inimă ca să ne meargă la inimă. Preacucernici, părinți, dragi noriași, preacucernice, părinte, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, e prima oară când sunt aici la biserica Șerban Vodă și am să mai vin, indiferent că facem, cum spunea părintele, o lansare de carte sau nu. Am să vă vorbesc de mărturisitori. Pentru mine mărturisitori înseamnă întâi de toate deținuți politici. Am să vă vorbesc despre ei nu atât din cărți, deși am citit zeci, poate sute de mărturii. Am să vorbesc în virtutea întâlnirii cu ei, pentru că întâlnindu-i, am avut revelația unor oameni a căror stofă nu mai întâlnisem niciodată nici la școală, nici la facultate, nici la cei oameni pe care am perceput ca pe niște părinți culturali. Atunci când i-am întâlnit, asta se întâmpla acum 15-20 de ani, în impertinența tinereței mele mă consideram un om împlinit, mă consideram bunicul pământului. Eram un soi de monument de ignoranță, de infatoare și de amor de sine. Închipuiam că știu tot și că nimic nu mă mai poate surprinde în această lume. Până când i-am întâlnit pe ei, i-am întâlnit pas cu pas treptat, am pornit de la cercetarea gradilor tehnice, mă interesa aventura noi ca mișcare regională și încercând să aflu ce s-a întâmplat atunci, nu mi-a trebuit mult să intuiesc că trecutul acela era cu totul măsuit de către istoricii aflați în vogă. Și atunci am început să caut martorii acelei epoci, grada interbelică, și încetul cu încetul am început să-i cunosc. Din bibliotecă în bibliotecă, din fundație în fundație, fiecare mă trimitea la altul și tot așa. Treptat am cunoscut zeci de deținuți politici. A vă enumera acum numele lor ar fi un act ucios și inutil. Am să pomenesc câteva nume pe parcurs. Ceea ce m-a clătinat în aroganța și infatoarea tinereții mele de tânăr convins că știe totul, au fost trei trăsături la ei. Prima trăsătură pe care nu o întâlnisem nici la părinți și nici la profesorii mei. Lipsa duplicității. Fusesem educați în această regulă versatilă că una gândești și alta spui. Una gândești în casă, alta spui în public ca să nu pățești. Tatăl meu mi-a atrăgea atenția să nu vorbești afară cu colegii despre canal. Deși mi se spusese foarte târziu, nu numai că îți faci ție rău, dar ne faci și nouă. Și eu tăceam mâlc și așa am crescut și am păstrat această psihologie mulți ani după 1990. Era psihologia omului timorat, trăgând cu ochii în stânga și în dreapta și neavând curajul să spună ce gândește. Întâlnindu-i pe ei, m-am scuturat și am scăpat de această timorare, dar nu imediat. Mi-au trebuit ani de muncă cu mine însumi să ajung să spun ceea ce credeam. Și nu oriunde, nu între prieteni, ci în spații publice, într-o biserică, la radio sau la televizor. Să spui același lucru, fără fluctuații, fără eschive și fără măsuri de precauție. Este foarte greu. Când spun asta, nu vreau să mă laud pe mine, dar este vorba de depășirea unor frâne interioare pe care le-am avut toți cei care am trăit ani de zile în această schema duplicității de dinainte de anii 90. Ei nu aveau așa ceva. Mă uitam la ei cu uimire și vedeam că ceea ce gândeau, aceea spuneau. Și de la ei am aflat o variantă
adevărului interpelit pe care nu îl întâlnesem în școli și nu aveam să-l întâlnesc nici în universitate și nici la intelectualii români. Le lipsea versatilitatea. Atunci m-am trezit și mi-am dat seama că trăiesc în mare parte într-o minciună regizată. Am început să mă uit în jur, am început să mă compar cu alții. Am început să cercetez, să văd cine sunt oameni în care pot să am încredere și cu care pot vorbi sincer despre perioada interbelică și despre deținuți. Nu erau mulți, pentru că fie aveau și la școala duplicității, fie intraseră de anumite pârtii de oportunism pe care le știm cu toții și nu are rost să le pomenesc acum. Aceasta a fost prima trăsătură al cărei efect m-a cretinat în aroganța mea de tânăr impertinent. A doua trăsătură avea un tonus interior pătimaș, avea o exaltare ieșită din comun. Exaltarea aceasta venea, pe de o parte, din credință, pe de altă parte, dintr-o perspectivă sigură asupra vieții, pe care nu aveam eu. Pentru ei, viața de dincolo nu era o vorbă în vânt, nu era o metaforă, nu era o figură de stil. Ei erau încredințați că acea viață există. Speranța pentru ei nu se referea la lumea de dincolo, ci la viitorul aici apropiat. În schimb, viața de dincolo pentru ei era o certitudine. Această vedenie a lumii de dincolo le dădea o exaltare pe care eu n-aș putut avea decât dacă mă drogam să eram beat. Ei erau beți fără să fie băut nimic, era o beție lucidă și foarte puternică, care îmi dădea un tonus interior ieșit din comun. Mă uitam la ei și invidiam, îi dușmăneam. De ce ei sunt așa și eu nu sunt ca ei? Deși ei erau octogenari, erau nonagenari, iar eu eram o zdreanță de 30-35 de ani. De ce ei aveau această putere și eu nu aveam? Exaltarea aceasta cu timpul mi-am explicat-o în felul următor. Ea pornește din credință și este o trăsătură definitorie pentru oamenii de dreapta. Ceea ce am înțeles eu stând lângă ei este că definitoriu pentru oamenii de dreapta este un entuziasm pe care nu-l găsești la oamenii de stânga. Altfel spus, opțiunea ideologică a unui om, indiferent de cultura lui, are întotdeauna o rădăcină biografică. Nimeni nu ajunge să fie de dreapta sau de stânga pentru că a citit nu știu câte cărți și stând în mod logic și meditând nopți la rând, a ajuns la concluzia că merg să fie de stânga sau de dreapta. Nu. Oamenii de dreapta sunt oameni în exaltări, au un entuziasm inițial, care vine din credință, pe când oamenii de stânga sunt mereu oamenii unui resentiment, al unui frustrări. Omul de stânga simte tot timpul nevoia să plătească polițe și o face numele unei lumi mai bune, la care se zilește fără să ne întrebăm. Omul de dreapta nu vrea o lume mai bună, pentru că el știe că dincolo de această lume mai e alta. Încă o dată, nuanța asta vreau să o împărtășesc, pentru că mi se pare esențială. Opțiunea ideologică a unui om nu este rezultatul gândirii lui doctrinare, ci are întotdeauna o rădăcină biografică. Dacă vedeți că un om crede în biserică, în Dumnezeu, adică implicit este un om de dreapta, atunci el veți găsi un entuziasm. Dacă acel om militează pentru drepturile omului, pentru egalitate, sigur, în trecutul lui există o frustrare, există o neîmplinire, există o traumă pe care vrea să o să se răzbune, să o schimbe, făcând rău altora, dar în numele binelui. Este nuanța pe care am înțeles-o greu și pe care am vrut să vă împărtășesc. Țineți-o minte, pentru că este criteriul cel mai sigur de a separa omul credinței de omul ateu. Omul exaltării de omul frustrat care vrea binele tuturor distrugând lumea. Aceasta a fost a doua trăsătură al cărei efect asupra mea a însemnat o clătinare. În fine, a treia trăsătură ieșită din comun era o ardoare pe care o transmiteau. Îi transmiteau ceva în mod irațional.
fiecare dintre noi, atunci când ne străduim să împărtășim logic prin cuvinte ceva semenilor, exercităm un efect pe care de fapt nu putem să îl controlăm. Oricât am vrea să lăsăm o impresie bună, senzația pe care o dăm altora e totul și cu totul altă. De pildă, acum când vă vorbesc și vă rostesc cuvinte logice, oricât aș căuta să-l controlez impresia noastră, aveți o cu totul altă impresie pe care eu vă transmit. Ce înseamnă asta? Că dincolo de ceea ce transmitem logic, noi mai transmitem și ceva irațional, ilogic. Ei, aceasta este partea autentică din noi. Bătrânii aceștia transmiteau ceva irațional dincolo de cuvinte, a căror forță pur și simplu mă scotea din rutină. Începeam să fiu altul, mă simțeam bine lângă ei. Starea aceasta de exaltare nu trăiam lângă oamenii obișnuiți, ci numai și numai lângă acești oameni. Și din nou am început să mă întreb, Doamne, ce Dumnezeu au ei și eu nu am, încât mă scot din orbita rutinei și încep să fiu altul. Și răspunsul direct la mintea cocoșului, dar pe care la început îl bărneam, este că ei trecuseră într-o suferință atât de cruntă, încât în lăuntrul lor se cizelase un resort interior pe care nu-l aveam. De ce? Pentru că eu nu trecusem prin suferința lor. Cine nu ajunge în situații limită, în momente cruciale, cine nu este strivit și umedit, în acela spiritul nu va crește niciodată. Asta a fost lecția fundamentală pe care am primit-o de la ei. Dacă eu eram slab și streanță în comparație cu ei, deși ei aveau 40 sau 50 de ani mai mulți decât mine, este pentru că ei trecuseră prin situații limită de care eu nu auzesem parte. A fost lecția dureroasă, dar esențială, pe care am primit-o de la deținuții politici. Altfel spus, spiritul omului nu crește decât atunci când este strivit. Este paradoxul creștin esențial. Așa se întâmplă în lumea creștină. Omul crește numai atunci când este deja cu un picior în groapă. Nuanță pe care o întâlnim și în vorba cine fuge de mormânt, fuge de înviere. Aici, la fel, în cazul deținuților politici, dacă fugeau de suferință, nu ajungeau la cizelarea aceea lăuntrică. Încă o nuanță. Suferința nu umobilează un om și nu spiritualizează decât dacă cade pe o stofă bună, predispusă spre spiritual, spre spiritualizare. Dacă aceea suferință cade pe o stofă troglodită, abrutizată, e limpede că acel om se va prăbuși. În închisoare, după zeci de ani de întemnițare, n-au rezistat decât cei în care credința a crescut pe o stofă predispusă spre spiritualizare. Oamenii care nu aveau predispoziție spre credință, nu numai că s-au abrutizat, dar au clacat. Fie au nebunit, fie s-au sinucis, fie pur și simplu au murit din cauza bolilor pe care le-au contractat. Mă întorc. Întrebarea aceasta, în care nu puteam să dau un răspuns, Doamne, de ce ei sunt atât de puternici? De ce din ei radiază ceva atât de autentic, o emoție evidentă pe care eu nu am? Întrebării acestea, încercând să-i dau un răspuns, în urma dialogurilor cu ei și în urma lecturilor pe care le-am avut cu ei, întrebării acestea i-am găsit o soluție, un răspuns, care constă în ceea ce numesc mecanismul patogen al spiritualizării omului. Ce înseamnă mecanism patogen? Sună abstract, sec. Patogen înseamnă geneza patosului, adică geneza suferinței. În închisoare, oamenii aceia au trecut prin niște trepte patogene, adică de geneză, de creșterea suferinței, trepte la capătul cărora ei s-au preschimbat, au devenit cum nu erau până atunci. Au crescut în spirit. O altă îndoială pe care vreau să o transmit înainte de a vă
descrie mecanismul acesta patogen este că cred că în condiții normale de comoditate elementară, așa cum trăim noi, atâta cât este la noi în țară, spiritul nostru nu poate crește. Altfel spus, cum am zis, spiritul crește numai în condiții de strivire, în condiții cruciale, în situații limită. Eu pe mine, așa cum mă simt eu pe mine și cum mă observ zi de zi, pot spune că în aceste condiții de comoditate pot crește intelectual, pot crește cultural, dar niciun caz spiritual. Ca să cresc spiritual, ar trebui să trec prin condițiile prin care au trecut ei. Propășirea în spirit nu cere educație, nu cere cizelare, ci cere strivire. Este paradoxul vieții creștine. Lucrul ăsta l-am simțit întâlnindu-i pe deținuți care nu aveau cultura și elevația unui profesor universitar și totuși aveau un miez interior, o ardoare, în comparație cu care orice profesor universitar era o fantoșă, era o marionetă, era o carcasă goală. Miezul acesta nu venea din bibliotecile citite, ci venea din miile de ore de chin, de suferință pe care reușise să o convertească în ceva durabil, interior, pe care acel om îl transmitea imediat. Era o emoție de tip harismatic, așa cum sunt oameni zestrați cu harismă, o harismă a cărei înrurire o simți imediat, prin simpla lor prezență, la fel, la acești deținuți simțeai că din ei emană ceva. Și acum întorc la mecanismul patogen. De ce acești oameni erau atât de puternici și de ce emanau o iradiere a spiritului pe care intelectualii pe care am întâlnit nu o aveau? Pentru că trecuseră prin patru etape. Aceste etape nu sunt rodul imaginației mele. Le-am luat din cărțile pe care le-am citit, încercând să găsesc o structură invariantă a peripețiilor pe care le descriu. Cam toți descriu aceleași torturi, aceleași privațiuni. Ei, când pui la cap la cap toate aceste variabile și dau o structură invariantă, ajungi la acest mecanism patogen pe care vi-l descriu eu aici. Prima treaptă prin care au trecut toți este treapta privațiunii totale. Pierderea libertății, ei nu mai dispuneau de timpul lor, de programul lor. Se culcau când li se spunea, se trezeau când li se spunea, mâncau ce li se dădea, urma frigul, urma foamea, urmau păduchii, plăjnițele și așa mai departe. Și urma tortura. Treapta aceasta ascetică înseamnă mizeria fiziologică totală. Când ajungi să te scârbești de tine, de semenii tăi și când îți dorești pur și simplu să mori. Pentru că nu mai suporți un asemenea chin direct, care este un chin somatic, fiziologic. Treapta aceasta, în latină, dacă e să o descriu, este treapta lui inopia. Inopia înseamnă lipsa toate. Nu mai ai nimic. Este o carență, un deficit total. Ești tu cu mizeria ta și cu lipsurile tale. Treapta asta ascetică înseamnă suferință și atât. Încă n-am o latură spirituală. După luni, după ani de trăit în această asceză închisorii, care este una impusă, nu este una voluntară, nu este una premeditată, vreau eu să sufăr. Nu. Erai silit să suferi. Asta e marea dramă. N-avei de ales. După această treaptă ascetică, durând luni sau ani, cei care aveau stofă treceau la cea de-a doua treaptă, care este treapta metanoică. Metanoia înseamnă pocăință sau transformare pe dinăuntru. În ce consta această transformare? Consta pur și simplu în pierderea grijilor și a fricii. Nu le mai era frică de nimic. Ei nu mai trăiau cu grija zilei de mâine. Unde dorm, ce mănânc, ce fac rudele mele, ce face soția, iubita și așa mai departe. Pentru ei toate grijile acestea dispăreau. Metanoia
aceasta îi desprindea pur și simplu de criteriile sociale de afirmare a unui om. Dacă pe noi ne preocupă zi de zi mâncarea, salariul, cariera, locul de muncă și așa mai departe, în mintea lor toate aceste variabile dispăreau. În latină, starea aceasta de metanoia se numește incuria. Incuria înseamnă lipsa curii, adică grijilor. Nu mai ai nicio grijă. Nu mai ai nicio grijă, nu mai ai nicio frică. Este starea de ataraxie. Este starea de netulburare. Simptomul principal al acestei stări de pocăință sau de metanoia, e același lucru dacă termenul se pare prea pretențios, este ceea ce vă spuneam. Nu le mai era frică de nimic, nici de bătaia căților gardienilor, nici de foamea pe care o îndurau și nici de păduchi. Se obișnuiseră până într-atât, încât toate aceste necazuri și toate aceste chichițe chinuitoare erau dincolo de ei, nu-i mai râureau, nu-i mai influențau. Și acum, după treapta metanoică, vine cea de-a treia treaptă, treapta anastatică, la care n-au ajuns decât cei aleși. Treapta anastatică, anastasis, în greacă, înseamnă a sta deasupra. Anastasis. A sta deasupra ta. Termenul teologiei are sensul de înviere. Aici nu este vorba de înviere propriu-zisă. Vă dați seama că nu înviau precum Lazar. Este vorba de o desprindere din condiția obișnuită și trecerea într-un alt plan de existență. Abia acum, oamenii aceia încercau să trăiască spiritual. Depășirea aceasta a condiției avea drept semn de recunoaștere indubitabil faptul că încetau să emane ceva din ei. Ceea ce vă spuneam eu în privința celor pe care am întâlnit. Emanau ceva. O emoție, o tărie, un miez de ardoare, o exaltare, un entuziasm, un tonus pe care noi, oamenii obișnuiți, nu-l avem. Nu-l avem. Starea asta anastatică o întâlnim, de pildă, la câțiva deținuți politici. Exemplu predilect este cel al lui Valeriu Gafencu. În mărturiile sale arestite de Leva, care era student la medicină anul 5 atunci când a fost arestat, ajungând bolnav de TBC la Târgu Ocna, lângă Valeriu Gafencu, în memoriile lui, arestite de Leva descrie ultimele zile ale lui Gafencu. Și descrie un paradox pe care mintea noastră obișnuită nu poate înțelege. Aristide Lefa spunea în memoriile lui că Gafencu era muribund, avea toată rețeaua limfatică umflată din cauza infecției cu bacilul Koch, avea insuficiență respiratorie, ischemie cardiacă, se sufoca, nu putea să mai respire, era la un pas să moară, iar noi eram strânși în jurul lui și tresăltam de bucurie. Eram bucureși că eram cu el și vedeam cum moare. Deci muribundul care îți transmită o asemenea ardoare, încât catastrofa morții se preschimbă într-un prilej de bucurie. Asta descrie Aristide Lefa în memoriile lui. Când un om aflat pe muchia, pe buza prăpastiei, un om cu un picior în groapă ajunge să te ridice spiritual cu asemenea orbita exaltării și a euforiei, înseamnă că acel om poate iradia o forță spirituală pe care noi, oamenii obișnuiți, trăind în condiții de comoditate, de confort, nu avem, nu putem transmite așa ceva. Tocmai de aceea vă spuneam înainte, din ce am constatat pe mine și la cei din jurul meu, în condiții de confort elementar, spiritul nostru nu crește, la oricât asceză ne-am supune și oricât post am ține și oricât ne-am declarat de virtuoși. De fapt, este un capotinism, este o mască. Creștem cultural, creștem intelectual, însă spiritual, ca să creștem, trebuie să dăm cu capul de pragul de sus. Trebuie să ne lovim de suferință. Doar atunci când ne îmbolnăvim grav, când suferim un accident, când ne moare o ființă apropiată, abia atunci suntem puși, într-un moment crucial,
când putem crește spiritual. Abia atunci simțim ce înseamnă viața creștină, abia atunci simțim nevoia să venim la biserică și abia atunci preotul este o ființă de care avem cu adevărat nevoie. Câtă vreme nu suntem striviți și nu suntem puși sub caz, noi nu cresc condițiile prietnice pentru deschiderea către viața spirituală. Este un paradox dureros, dar eu cred că așa este. Mă întorc, cea de-a treia treaptă era treapta anastatică. Omul își depărțeșește condiția, nu mai trăiește somatic. Este un hoit livid, aflat într-o subnutriție cumplită și totuși din el emană ceva. Exemplul clasic, vi l-am zis, nu este singurul. Au fost și alții. Părintele Arsenie Papacioc, după mărturile lui Ianolide, era o ființă de acest fel. Din el emana un spectru de tip spiritual. Eu am întâlnit așa ceva în carne și oase doar la doi oameni. Unul a fost un partizan. Este vorba de Gavril Vatamaniu din Munții Bucovinei. 6 ani în munți, plus încă 9 ani de pușcărie. Lângă el simțeai un câmp, un spectru. Omul acela ardea. Dar și atunci când l-am cunoscut, era trecut de 85 de ani. Îți transmitea ceva prin atitudine, prin privirea lui, prin dicția lui, prin felul în care vorbea. Îți transmitea o putere care nu era somatică. Era de ordin interior, adică implicit spiritual. Celălalt om la care am primit așa ceva a fost Mircea Nicolau. Mircea Nicolau, 21 de ani de pușcărie, coleg de facultate cu Noica. La fel, avea un miez interior foarte puternic. E drept, miezul lui nu era unul patetic, era unul mai degrabă metalic, rece, cinic și totuși forța pe care o transmitea era indubitabilă, te izbea. Era ca un câmp magnetic. La amândoi, condiția apariției acestui câmp, repet, era condiția suferinței pe care, prin care trecuseră și unul și altul. Ei doi au fost oamenii a căror prezență mi-a dat această certitudine a unui spectru de tip spiritual pe care omul îl emană atunci când a trecut prin cele 3 trepte pe care vi le-am pomenit. Treapta ascetică, treapta metanoică și treapta anastatică. Treapta anastatică, dacă e să o definesc tot printr-un termen latin, așa cum am făcut primele două, când am vorbit de inopia și necuria, aici avem de-a face cu insania. Insania înseamnă nebunie într-un spirit, nebunie într-un Hristos. Nici Gavril Vatamaniu și nici Mircea Nicolau nu erau oameni normali, în înțelesul banal, comun și mediocru al termenului. Erau oameni ieșiți din comun. Ei trăiau zilnic pe orbita care intensitate nu era normală. Oamenii aceia vibrau, ardeau. Și lucrul acesta îl simțeai, cum vă spuneam, din postura lor, din dicția lor, din privirea lor, din atitudinea lor clipă de clipă. Ei nu-și propuneau să facă asta. Ei nu erau actori ca botini, erau niște histrioni care își puseseră în minte din clipa asta o să impresionez pe toți cei din jur care mă întâlnesc. Nu. Dar în mod firesc, fără să-și propună, din ei răzbătea această stihie trepidantă pe care o simțeai de-a dreptul. În fine, la 4-a treaptă, după cea ascetică, metanoică și anastatică, este treapta mărturisitoare. Vorbim de mărturisitori din închisori. Cei care au ieșit de acolo și n-au murit, au simțit nevoia să descrie peripețiile, chinurile și clipele de groază prin care au trecut. Au mărturisit. Au mărturisit despre ei înșiși, au mărturisit despre ceilalți. Mulți dintre cei care au murit acolo au ajuns la urechile noastre numai mărturiilor altora despre ei. Cazul clasic este același Valeriu Gafin. Acestea sunt cele 4 etape care alcătuiesc mecanismul patogen prin care a trecut un deținut politic ca să atingă
treapta cizelării spirituale. Cine trece printr-un asemenea labirint, printr-un asemenea slalom de chinuri interioare, acela îndeplinește condiția încoacerii în spirit. Și un asemenea om nu mai era cum eram eu atunci la 30-35 de ani, când plin de mine și de tine, îmi chipuiam că știu totul, până se întâlnesc pe aici să mă clatin. Din momentul acela, mi-am dat seama de precaritatea mea, de cât de mic și slab sunt față de ei și m-am străduit, nu atât să ajung la orbita lor. V-am zis, cine nu trece prin acest mecanism patogenic, nu poate avea pretenția de a crește în spirit. Dar mi-am spus, mi-am jurat că voi vorbi despre ei, am reușit să-mi înfrâng piedicile lor mutrice și să ajung să vorbesc în public despre ei. Când poți să duci la televiziune sau la radio să vorbești despre Ion Gavrilo Guran, despre frații Arnoțoiu, despre Valeriu Gafencu sau despre Mircea Vulcănescu, înseamnă că ai scăpat de un grad de timorare a cărui lipsă te îndreptățește să spui că ești cât de cât liber. Cine nu poate face asta, cine nu poate vorbi, mărturisi, cum spune noi creștinește, cine nu poate apăra, până la urmă este vorba de a apăra memoria pe Vulcănescu, pe Gafencu sau pe Ogoranu, acela nu are niciun rost să mai invoce biserica, tradiția și credința creștină. Consacrarea în lumea creștină vine din omologarea pe care o primești de la prieteni sau de la colegi. Consacrarea în lumea creștină vine în urma periclitării, numai că atunci când ești pus la zid, numai atunci când se vrea răul și eliminarea și totuși reziști, abia atunci ești cu adevărat verificat și consacrat. Un om se verifică și se afirmă înfruntând dorința adversarilor de a-l elimina. Așa cum astăzi Vulcănescu sau Gafencu vor să fie epurați complet în spațiul public, tot la fel cei care îi apără devin ei înșiși ținta unei asemenea epurări. Acesta este prețul mic pe care trebuie să-l plătești. Sunt încredințat că dacă după 90 noi am fi avut un cult autentic închinat de ținuților politici, România astăzi ar fi aflat într-o altă stare morală, ar fi avut o altă clasă politică și o altă pătură intelectuală. Mult mai puțin oportunistă, mult mai puțin timorată și mai legată de țara aceasta și de tradiție și de biserică. Dacă am ajuns să vorbim despre aceste lucruri în biserică, înseamnă că multe aule în această țară nu se mai pot ține astfel de conferințe. Spațiul se strâmtorează tot mai mult. Și atunci ajungem să vorbim despre partizani în biserică. Deși, în mod normal, partizanul ar trebui să le facem statui în fiecare capitală de județ. Eu, dacă aș putea, eu, Goran, aș face statuie în fiecare capitală de județ. Este un luptător cu nicio altă țară aflată sub ocupație rusească, nu a avut. Este un unicat. Este un unicat indubitabil. Istoricii știu asta și totuși dacă. În fine, dacă vorbim astăzi despre deținuții politici, nu o facem sub imboldul unei trăiri elegiace. Vrem să evocăm în mod duios niște figuri trăite, care oricum sunt răposate și atunci, ca la romanele, pomeni numele în virtutea unui sentiment duios. Nu. Dacă eu vorbesc despre deținuții politici, este pentru că sunt încredințat că tăria lor îi preschimbă în continuare niște modele pe care le putem urma. Lucrurile merg rău în Uniunea Europeană. Biserica creștină s-a fost cu o persecuție evidentă. Deznaționalizarea este o trăsătură constantă a Uniunii Europene. Și dacă lucrurile merg tot așa, cu expansiunea islamului, cu această agresivitate crescândă a corpului politice, cu această aberație enormă a doctrinei de gen,
egalitarismul acesta de-a dreptul studiit, atunci, în următorii ani, ne vom apropia, vom intra într-o conjunctură politică în care nu vom mai vorbi despre deținuți ca despre niște figuri posate, ci despre ca niște modele care s-ar putea să ne inspire conduită. Altfel spus, s-ar putea ca și noi să ajungem în situația lor. Mulți deținuți politici au spus, au scris lucrul acesta adresându-se generațiilor de după ei. Prin ceea ce am trecut noi, s-ar putea să fie floare de la ureche în comparație cu lucrurile de chinurile de care veți avea voi parte. Pe noi ne-au chinuit somatic, violent, pe voi o să vă chinuie sufletește și spiritual. Și chiar așa se întâmplă. Vedeți foarte bine în ce climat ne mișcăm și există o constrângere cât se poate de subtilă asupra sufletului și asupra convingerilor intime. Și atunci, dacă vă vorbesc despre deținuți, vă spuneam, nu o fac în virtutea unui sentimentalism paseist legat de trecut, ci o fac cu credințarea că există niște modele încă actuale și că în suferința lor găsim un motiv de inspirare pentru ceea ce va urma. Iar mecanismul patogen pe care vi l-am prezentat nu s-a putut o schemă teoretică și s-ar putea să fie un slalom al chinului prin care vom trece și noi. Crească Dumnezeu, nu vreau să fiu prăpăstios, macabru și sumbru, însă trebuie să fii naiv, trebuie să fii prost ca să nu simți că lucrurile în Uniunea Europeană merg într-o direcție greșită. Expansiunea islamului este evidentă, ea este îngăduită la nivelul claselor politice. Colonizarea Europei populații alogene, având drept scop pur și simplu înlocuirea rasei albe, este la fel un program făcut cu cuvințarea claselor politice din Europa. Acestea nu mai sunt conspirații, sunt lucruri care se petrec pe față, sub ochii noștri, numai că se petrec în numele urgențelor umanitare, în numele drepturilor omului și în numele acestui drept aberant că oricine se poate mișca oriunde. Expansiunea islamului va continua, persecuția bisericii creștine va continua, colonizarea Europei cu populații alogene va continua și atunci, dacă vorbim despre deținuți, nu vorbim în numele trecutului, ci vorbim în numele viitorului care s-ar putea să ne pască. Dacă nu aș fi întâlnit pe deținuții politici, aș fi fost un oportunist, aș fi fost un om să zic pramatie, dacă zice că aș fost o pramatie, înseamnă că acum nu sunt. Poate că sunt mai puțin pramatie decât atunci. Spun asta ca să-mi dau impresia că am aceeași plinătate pe care aveam atunci în aroganța tinereții. Aveam să-i întâlnesc pe deținuți. Dar dacă nu aș fi întâlnit, eu nu m-aș fi aflat acum în fața dumneavoastră. Pe semne că dacă m-aș fi văzut acum cum vorbesc, dar având mentalitatea de atunci, m-aș fi considerat un reacționar tâmpit și retrograd, care bate câmpii numele unor frici imaginare, m-aș fi privit ca un om frustrat, care face uz de un limbaj al umorii, cum se spune astăzi, dar tocmai pentru că am trecut pârleazul și am întâlnit, mă aflu acum în fața dumneavoastră, depun mărturie despre forța și valoarea lor și vă încredințez că au fost niște oameni, cu noi nu suntem, și ar fi bine să ne străduim, să ne apropiem cât putem de mult de ei. Cum? Citindu-le mărturiile. Mărturiile lor sunt niște dovezi nemăsuite, chiar dacă literar vorbim sunt precare, dovezi legate de o lume a suferinței fără de care creșterea în spirit nu e posibilă. Cred că această nuanță cea mai importantă pe care vreau să vă transmit. Nu crește în spiritual decât atunci ne lovim cu capul de pragul de sus. Deținuții politici au fost prin excelență exemplele cele mai chinuite, lovindu-se de
de pragul de sus. Și numai de aceea au crescut. Ei ne sunt modele, cel puțin pentru mine sunt un motiv de meditație și în același timp o sursă de încurajare atunci când simt că mă clatin, cad și șovăi atunci când sunt atacat și bârfit din toate părțile. Dar atunci când intuiești adevărul, atât cât poți tu, după aceea nu poți să spui că nu l-ai aflat și nu mai poți să te prefaci că ești cel de dinainte. Eu nu mai pot să fiu cel de dinaintea întâlnirii mele cu deținuții politici. Tocmai de aceea, de câte ori mi se dă prilejul, eu vorbesc fără reținere de ei. Vă mulțumesc! Credeți în canonizarea și în trecerea în rândul Sfinților, în calendarul bisericii noastre, a unora dintre acești mărturisitori? Da, bineînțeles că vor fi canonizați, dar nu, răbdarea este o trăsătură creștină. Aș fi un impostor ca să impun acum Sfântului Sinod că nu se grăbește ca să-i canonizeze. Nasătătorii din Sfântul Sinod știu ce fac, pentru că știu ce adversar puternici au candidații noștri la canonizare. Dar mai devreme sau mai târziu și Părintele Lăcătușu și Valeriu Lafeu și Mircea Vulcănescu vor fi canonizați. Chiar dacă sunt cumplit de urâți, de cei care i-au fost adversari și astăzi sunt cumplit de urâți de nepoții celor care i-au fost adversari din perioada interbelică. Dar n-am nicio îndoială că vor fi canonizați. Dar pendelete și începe. Ce se întâmplă cu creștinii în lumile arabe, în țările arabe, deocamdată este din orizontul nostru, tot ceea ce vedem prin mass media, însă câțiva ani, nu știu câți, valul islamic va veni despre noi, peste noi. Și atunci, catastrofa pe care o trăiesc astăzi francezii sau germanii, care sunt dislocați și înlocuiți dinăuntru, se va întâmpla și la noi. Și atunci va fi o piatră de încercare. Va fi o piatră de încercare. Creștinii sunt priviți de arabi, de musulmani, ca necredincioși prin excelență. Necredincioșii prin excelență trebuie înlăturați pentru a înlătura spurcăciunea acestei lumi. Asta este viziunea lor. Trebuie să fii naiv, să nu-ți dai seama că așa ne privesc. Și dacă ne privesc așa, se comportă în consecință. Ce se întâmplă astăzi în Germania, care înainte era o țară pe de-a întregul sigură, de puteai plimba la două noaptea oriunde și prin păduri, puteai să faci jogging la două noaptea, că nu pățeai nimic. Ce se întâmplă astăzi este o agresiune necontenită a imigranților arabi împotriva populației autohtone. Femeile blonde sunt urmărite și violate cu bună știință, iar băieții blonzi, arieni, sunt pur și simplu înjunghiați și omorâți. Este o cârdășie evidentă în mijlocul emigranților, cu o strategie foarte bine pusă la punct. Nemții și-o fac cu mâna lor și vor fi distruși dinăuntru, pentru că demografic nu fac față natalității extraordinare a arabilor. Cu acest val islamic ne vom confrunta și noi în următorii ani. Pur și simplu trebuie să fim pregătiți în această privință. Nu știu cum se vor desfășura lucrurile, dar cred că priveliștea Uniunii Europene în următorii ani va asemăna cu un spectacol al războaielor civile. Vor apărea războaie civile de tip religios în locuri, punctuale. În marile orașe vor apărea războaie civile între enclavele arabe și populația autohtonă creștină atât cât a mai rămas. Același lucru se va întâmpla și la noi încetul cu încetul. Norocul nostru este că nu suntem încă o țintă predilectă a emigrației. Când emigrația nu este însoțită de asimilare, atunci când emigrantul nu acceptă condițiile, legile și regulile societății în care se așează,
Atunci, migrația fără asimilare înseamnă colonizare. Asta se întâmplă astăzi în Europa. Suntem colonizați de către populația alogene, indiferent că sunt arabe sau nu. Aici nu mai e loc de drepturile omului și de urgențe umanitare. Este vorba că rasa albă și-o face cu mâna ei pentru că și-a pierdut imunitatea. Imunitatea spirituală și imunitatea națională. Nu mai știm să reacționăm în fața unei agresiuni evidente pe care o vedem zilnic la televizor, dar ne îmbătăm cu gândul că încă n-a venit la noi. Facem rugăciunea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu toți. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai părită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, 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 Do